În data de 15 septembrie a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Râmnicului. Printre temele abordate s-a numărat și o propunere de rectificare bugetară, un nou prilej de ceartă între viceprimarul Virgil Pârvulescu și primarul Mircea Gutău. Mincinos ordinar ești, mincinos, mincinos cu mâni mare. Asta ești. Oamenii mărunți și needucați. Tu ești și mărunți și mincinos. Ești și mărunți și mincinos. Un mincinos ordinar. Domnul Virgil Pârvulescu, vă atrag atenția că n-ați respectat regulamentul de organizare al Consiliului Local și prin urmare vă sancționez cu avertisment. Viceprimarul s-a declarat deranjat de faptul că a fost retrasă finanțarea pentru proiectul Delta Park. În acest proiect de hotărâre, domnul primar, deși de atâtea ori de pe scaunul pe care îl ocupă, a clamat faptul că își dorește investiții și că este de acord ca în orașul nostru să apară investiții și faptul că Delta Parkul este un proiect cu care eu m-am prezentat în fața cetățenilor, iar acum retrage finanțarea, reprezintă, de fapt, caracterul unui om care una spune și alta face. Niciodată! În replică, primarul declară că Virgil Pârvulescu nu s-a implicat deloc în demararea proiectului în ultimele 8 luni, deși viceprimarul este inițiatorul acestuia. Ce să vă spun? Rămân mască. Rămân mască când de 8 luni de zile, a spus ședinței Consiliului Local, n-ați făcut un pas să demarați pentru acest proiect. A spus că vedeți dumneavoastră cu inițiatorul SF-ului. Eu nu pot să inițiez o prostie pe care o consider o prostie și care sunt convins în sinea mea 100% că nu ia avizele. V-am spus să veniți dumneavoastră și am spus-o față de toți și aștept, am lăsat special 5.000 ca să pot face contractul. Veniți cu cel care să facă SF-ul, să ia toate avizele și aici supune. Nu-i mai mințiți pe oameni. Vedeți că este un proiect care nu se poate face și încercați să dați vina pe noi. De asta ați fost însărcinat să faceți, să inițiați acest proiect. Ați făcut un centimetru, ați demarat așa ceva, ați spus în fața colegilor că veniți cu omul care vine cu SF-ul. Veniți, ați venit la mine cu omul. N-aveți când, că dacă nu veniți la servici deloc. Totodată, primarul a declarat că finanțarea se va face în momentul în care proiectul va primi toate avizele necesare. Vă aștept cu acel mare om care să vină și să ia și avizele. Că banii ceilalți îi vom da în momentul în care sunt și avizele. Că n-ai rost să cheltuim bani pe ceva care nu va deveni util. Ședința de Consiliu Local a continuat cu un dialog aprins între Virgil Pârvulescu și Mircea Gutău pe tema existenței sau a inexistenței firmei de consultare însărcinată cu studiul de fezabilitate pentru proiectul Delta Park. Că firma de consultanță a venit aici la Vâlcea, dumneavoastră erați plecat în concediu. Eu sunt de 2 săptămâni, asta e a 2-a săptămână de când sunt în concediu. A venit și săptămâna trecută, nu v-a găsit la sediul primăriei. Probabil că o să găsiți acolo la poartă firma înregistrată. Am promis. Și dumneavoastră ați promis în față la toți că veniți cu acea firmă. 9 luni de zile n-ați venit la acea firmă. Și acum veniți cu un tupeu și cu un orișonare. Am venit cu firma, este înregistrată pe jos. Eu sunt primarul municipiului. Puteți să sunați cu o zi înainte. Mâine vine firma. M-a sunat dumneavoastră vreodată că vine firma și nu v-am primit la mine în birou. Nu vedeți cum încercați să vă scăpați după un an când n-ați făcut nimic? Același lucru ați făcut și cu societatea, dacă tot vorbim de lucruri mărețe pe care le-ați făcut. Cu zona parcul industrial. Ați dat denumire și 3 luni de zile n-ați mai fost la Camera de Comerț și ați pierdut titulatura de acolo. Asta e lucrul început de viață. Nimic finalizat. Asta e o caracteristică a dumneavoastră. Nimic nu e finalizat din ce începeți, decât gargară. Deși lumea s-a obișnuit oarecum cu conflictele de la nivelul conducerii primăriei Râmnicului și din Consiliul Local, viceprimarul Andrei Gheorghiu consideră că acestea nu conduc decât la instabilitate politică și la îndepărtarea potențialilor investitori. Se pare că nu există nicio ședință fără scândei și nu există nicio ședință fără ca cetățenii să se uite la Consiliul Local și să își pună niște semne de întrebare. Este imaginea pe care o transmitem noi mai departe, nu numai cetățenilor, ci și celor care vor să investească în Râmnicul Vâlcea. Am mers la câteva misiuni economice ale ambasadelor. Am fost la Austria, Franța. Weekendul trecut la Brașov am discutat cu ambasada Suediei și Elveției, același lucru ne transmit. Instabilitate politică. De ce să venim să investim la Râmnicul Vâlcea?